și bine v-am regăsit la o nouă lecție despre cuvintele pe care le purtăm în suflet oriunde în lume. Numele meu este Corina Popa, iar astăzi o să vă vorbesc despre cuvântul dicționar. V-am spus poveștile multor cuvinte, dar unde stau ele toate frumos aranjate și organizate? Ați ghicit! Cuvintele, adică lucrurile pe care le spunem, dicțio în latină, au o cameră atrium, făcută special pentru ele. Și acolo le vom găsi când vom avea nevoie din nou de ele, într-un dicționarium, încăperea pentru lucruri de spus. Sau, cum îl numim în română, dicționar. În dicționar, cuvintele sunt așezate în ordine alfabetică. Fiecare cuvânt reprezintă un articol de dicționar. Când primele litere ale cuvântului sunt identice, clasificarea se face după prima literă interioară diferită. Într-un dicționar explicativ, ortografic sau biling, substantivele sunt scrise cu forma pentru numărul singular. Copilărie. Adjectivele sunt scrise cu formele pentru genurile masculin și feminin, numărul singular. Copilăros, copilăroasă. Verbele sunt redate cu forma de infinitiv, astfel: a copilări, a învăța, a merge, a părea, a dori sau a hotărî. Am folosit două cuvinte cheie: dicționar și alfabet. Dar la ce se referă acestea? Ei bine, un dicționar este o lucrare care cuprinde o parte semnificativă dintre cuvintele unei limbi, ale unui dialect, ale unui domeniu al științei, al literaturii, al artei și așa mai departe, așezate într-o anumită ordine. De obicei, alfabetică, având în general definiția cuvintelor împreună cu pronunția acestora, cu etimologia, proveniența cuvintelor și alte informații, sau o listă de cuvinte însoțite de traducerile lor într-o altă limbă, dacă vorbim, spre exemplu, de un dicționar român-englez sau român-spaniol. Dacă tot am vorbit despre limbi și despre dicționare, înainte de a povesti mai multe despre cuvântul alfabet, vreau să vă împărtășesc 5 curiozități ale limbii române pe care le regăsim în Dicționarul Explicativ al Limbii Române, celebrul DEX. C este litera cu care încep cele mai multe cuvinte din limba română. Chiar și numele meu începe cu litera C, Corina. Dicționarul explicativ al limbii române cuprinde 19.750 de definiții ale cuvintelor care încep cu litera C. Cel mai lung cuvânt, în care fiecare literă se repetă exact de două ori, este angionefrografie, 16 litere, un termen medical care desemnează un tip de radiografie. Singurul cuvânt din dicționarul explicativ al limbii române care conține 4 consoane la sfârșit este chici, un termen folosit pentru a desemna un obiect decorativ de prost gust. Cea mai lungă denumire de localitate din România este stațiunea climaterică Sâmbăta, 27 de litere, sat din județul Brașov. Cea mai lungă denumire de localitate din România, formată dintr-un singur cuvânt, este Constantinești, 14 litere. Iar cea mai scurtă denumire de localitate din România este Ip, 2 litere, o comună din județul Sălaj. Cel mai lung cuvânt, format din 11 litere, care conține doar consoane nazale, M și N, este amenomanie, care înseamnă delir cu dispoziție veselă. Alfabetul limbii române
căci doar ce am vorbit despre el reprezintă totalitatea literelor folosite pentru scrierea română. Alfabetul limbii române conține 31 de litere și folosește cele 26 de caractere ale alfabetului latin, la care se adaugă o serie de 5 caractere suplimentare formate prin aplicarea de semne diacritice. Toate literele au perechi de tipul literă mare sau majusculă și literă mică sau minusculă. Scrierea limbii române, din fericire, este în mare parte una fonetică, asociind fiecărui sunet câte o literă. Există excepții de la această regulă, dar prin comparație cu alte limbi, citirea textelor în limba română se învață relativ ușor. Înainte ca alfabetul să fie inventat, primele sisteme de scriere se bazau pe simboluri pictografice. Ne sunt cunoscute astăzi ca hieroglife și semne cuneiforme produse prin presarea unui ac în argilă moale. Deoarece aceste metode necesitau o mulțime de simboluri pentru identificarea fiecărui cuvânt în parte, scrisul era complex și se limita la un mic grup de scribi foarte bine instruiți. Și pentru că am tot vorbit despre alfabet, v-am pregătit astăzi o poezie de Tudor Arghezi care se numește Alfabetul. Cine-i chior și cine are ochiul lui între picioare? Ce borțos și ce fudul și niciodată sătul. Fuge după coadă și n-o poate prinde. Cine seamănă din voi cu un cățel de usturoi? Trei s-a întors de andoasele să-și numere oasele. Ca să-i rămâie peltică, i-a rămas limba mai mică. Are la buză un glonț sau un păr cu scârlionț. Deșelat, răscrăcărat, spune, cum te-am botezat? Ați văzut cumva să stea brațul drept fără proptea? Cine vine mândru și călare și nici cal măcar nu are? Vine șchiop, dar umblă bine, așa șchiop, nu-i oricine. O să-ți fac o întrebare. Cine-i gol, rotund și mare? Ca să nu-i rămâie goală inima, i-am pus pedală. Îi atârnă de căldură până în praf limba din gură. Râma o literă știe și numai pe ea o scrie. Cobilița din spinare îi stă în cap și nici nu-l doare. Urechile au crescut pe măgarul nevăzut. Și vă invit și pe voi să completați
poezia lui Tudor Arghezi, scriind după inspirația de moment versuri pentru restul literelor. Până data viitoare, eu vă reamintesc că o pastilă de gramatică pe zi, asociată unui regim de citit sănătos, ne ajută să creștem frumos și armonios. Pe curând!